faci, mă? Exerciții, nu vezi? Cu ăsta! Tăcere! Păi ăsta e prea ușor să faci de exerciții, nu are niciun efect. Asta e și ideea, doar nu vrei să obosesc. Mă știi pe mine cu sportul. Asta e un laptop foarte ușor pe care nu-l simți, nu o să-ți ai, vezi nici rezultat. Nu vezi cât e de ușor și de frumos? Taci! Tu să taci. Nu, mă, uite, e cu taci, tastatura este cu taci, 100%. Da. Halu se numește, taci. Știu. Da, cât de tare e. Deci are tastatura taci, uite. Scrie și tu ceva frumos despre mine, nu... Despre tine, nu scrie frumos. Fii atent. Dar știi ce? Hai să-ți arăt o altă chestie care mie îmi place super mult. Știi că acum recunosc. Știi că sunt dezorganizată total și notez. Cine da, așa este. Asta? Deci notez 1000 de lucruri pe 1000 de agende și niciodată nu găsesc când îmi trebuie. Dar el mă salvează. De ce? Fii atent, am o chestie foarte tare să-ți arăt. Fii atentă, treaba asta e magnetică. O pun aici pe tastatură. Știi că s-a lipit. Și ce mai că știi să scrii sau ce? Nu, că tot ce scriu aici pe foaie, uite, e un stilou electronic, okay. Da? Tot ce scriu pe foaie se transferă în timp real direct pe laptop. Ah, adică nu mai trebuie să stau să-mi adun toate agendele. Fii atent. Ce vrei să scriu? Ce frumos. Ce scriu eu de obicei pe toate agendele, că dar nu crezi că... Love. Asta scriu love. Peste tot. Love. Da. Merge, asta și inimioare. Și îmi place să pictez. Și uite, o să rămână în laptop toate creațiile mele. Cine știe, poate peste ani de zile se vor vinde la milioane de euro. Bă, nu, de fapt autografe. Deci cine vrea autograf de la Roxy de la Icon? Și de la creața. O scriu aici frumos, ia uite. Roxy, vă pupă. Pupi. Bravo. Gata, trimite autografe de acum, trebuie să ține mail-urile. Deci cât este de tare, de ce o iubesc? Îl iau cu mine acasă. E perfect, e partenerul ideal. Uite-te și tu cât e de micuț, e de super ușor. E pentru că noi tot timpul suntem pe drumuri. Filmăm în diferite locații și ne trebuie ceva super ușor și practic. Mereu am zis, hai, ai laptopul la tine să trimit nu știu ce clip, să trimit video? Nu am laptopul la mine, pentru că laptopul e foarte greu. Bine, Ruxi, mai bine zi adevărul. De fiecare dată când o sunt pe Ruxi și zic, hai, vino să ne întâlnim, adus laptopul să facem treabă, știți care e răspunsul? Ei, te rog, vino tu la mine, pentru că laptopul e atât de greu încât îmi rupe spatele. Uite, îl vezi? Nici nu-l simți, tu ai zis cu gura ta. Nu, acum chiar deci nu mai scuză. Ne-am înțeles? Promiți! Ce mai e super tare e că ai autonomie de până la 13 ore. Bine, acum cred că diferă în funcție de ce faci pe el, dar tot e super mult, adică să-l am la mine să nu mai am grijă că ce fac cu el, cu bateria și că moare, să-l pun la încărcat. Mereu asta e drama noastră, tot timpul, cu orice aparat avem. De la cameră, la laptop, la telefon, nu ne ține bateria, dar faptul că ține așa mult o să ne scoată din multe belele. A, și să nu uităm, deci îl vedeți, e mic, dar sunetul e fantastic, se aude extraordinar de bine. În sfârșit o să ne auziți și voi cum trebuie. Da, adică merg pe stradă, dau muzica la maxim și merg așa pe el. Lasă laptopul aici, că tot văd că îl tragi spre tine, dar ne-am înțeles că e al meu. Nu. Este al meu, pentru că uite-te cât de cool e. Fix ca mine, ne asortăm, ne potrivim. Da, dar e ușor, mie îmi trebuie ceva ușor ca să-l iau și jap. Uite, uau, ăsta ruj și ăsta geantă și dacă e atât de ușor, acum pot să-l car și eu. Dacă lui